Dacă unii părinți își abandonează copiii prin spitale sau prin orfelinate, alții preferă să-i crească, deși mulți dintre ei s-au născut cu grave probleme de sănătate, adică sunt handicapați. Un exemplu sunt cei 70 de părinți care fac parte din Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Giurgiu. Aceștia, dar și ceilalți care îngrijesc persoane cu handicap din municipiu, pe lângă faptul că sunt năpăstuiți de soartă, se confruntă cu o altă problemă gravă. Nu și-au mai primit salariile de însoțitor de 4 luni și nu prea mai știu încotro să o apuce sau cui să se adreseze. Cam fiecare an în ultimii 5 ani am încercat să aducem la cunoștința autorităților locale obligația de a prevede și asigura aceste drepturi lunar și în totalitate. Nu știu, se pare că la noi în Giurgiu, că nu este în toată țara această situație, numai la noi în Giurgiu, din câte am eu cunoștință acum, pentru că avem filiale în mai multe județe, nu există această situație sau dacă există o restanță pe o lună, două, maxim după aceea se reglementează. La noi, în schimb, este al cincilea an când sunt 3, 4, 5, chiar și 7 luni în care nu ne-am luat aceste drepturi. Ne putem descurca cu 4.800.000 care ne dă luna asta. Gândiți-vă că avem lumină, apă, gunoi de plătit. Facturile cresc. Nu avem unde să ne împrumutăm pentru că nimeni nu ne dă. Știi în situația noastră că noi nu luăm salariile, îți dă cineva, nu-ți dă absolut nimeni, niciun ban. Că autoritățile locale ne-au făcut să părem niște paria în fața societății. Avem copii, poate mulți au adulți care au în îngrijire. Și noi ne cerem decât drepturile noastre, nu vrem altceva. Aceeași situație se întâmplă la Giurgiu de 5 ani de zile, dar vina nu aparține în totalitate guvernului sau Ministerului de Finanțe, ci și primarilor care nu-și gestionează bine bugetul. Este o problemă națională. S-am discutat la Ministerul de Finanțe. Colegii noștri de la Ministerul de Finanțe caută soluții ca la o primă rectificare să încercăm să asigurăm aceste fonduri cu observația colegială că și colegii primari, de-a lungul anului, ar fi trebuit să se gândească în mod serios la... Adică să prevadă în buget, nu? Nu toată suma. Este un program național în care este stabilit un parteneriat între Guvernul Central și autoritățile locale, în care cea mai mare parte de sumă vine de la bugetul de stat, iar în completare vin de la bugetele locale. Dar căutăm cu foarte multă seriozitate și atenție surse posibile pentru rezolvarea acestei probleme. Așadar, primarii, inclusiv cei de la Giurgiu, puteau evita această problemă dacă la conceperea bugetului prevedeau sumele necesare completării alocațiilor de la bugetul de stat. Același lucru îl declara și primarul municipiului Giurgiu în septembrie 2012, când promitea că va gândi bugetul pe 2013, în așa fel încât asistații sociali și persoanele cu dizabilități să nu mai sufere. Din păcate, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat la Giurgiu. Din nou sunt restanțe, din nou primăria se plânge de bani și din nou însoțitorii persoanelor cu handicap suferă. De ce s-a ajuns în această situație? Cum reușesc alte primării să gestioneze problema și care ar putea fi rezolvarea? Puteți urmări marți, imediat după jurnalul de știri, în cadrul unei ediții speciale marcate TV Giurgiu.